Bună seara și bine ați revenit la Câștigă România. Astăzi seară o vom vedea pe frumoasa doamnă care ne-a încântat și în ediția trecută și care zâmbește atât de frumos în fiecare clipă. Îmi plac concurenții veseli și relaxați, cum este Steluța. Ce faci, Steluța? Bine. Bine ai revenit. Astăzi te vei lupta cu doi domni pe care, nu știu, îi vei elimina sau nu, asta ține și de ei. Hai să-i cunoaștem. Bogdan Cheța. Salut. Bună, Bogdan. Seara. Bine ai venit. Marian Alin Pepure. Bună seara. Salut. De ce te uiți la tine? Îți place de tine? Te uiți în monitor? Da, sunt foarte narcisist. Da? Asta am observat din atitudine, din poziția corpului. Și dacă ești și oltean de pe undeva din Dolj, înseamnă exact că toate condițiile... Da? De acolo sunt ești? Da, și sunt și semi-bănățean. Am stat 2 ani în Oravița. Ai avut și noroc în viață. Bravo! Da, am avut. Bun, hai să începem ediția de astăzi. Câștigă România! Bun, începem concursul, după care o să mai stăm puțin de vorbă, să aflăm mai multe lucruri despre fiecare concurent. Plecăm din Caraș în prima rundă și trebuie să ajungem în Bihor. Suntem în vest, hai să vedem ce-i pe acolo. Steluța, tu vei începe această rundă care, de fapt, stabilește cine va concura pentru câștigarea ediției în runda a doua. Una dintre stațiunile enumerate nu este din județul Caraș-Severin, ci în Hunedoara. Semenic, 3 ape, Văliug, Straja. Straja. Straja este răspunsul corect, într-adevăr. Lucruri frumoase. Da. Enunțate acolo. Caraș-Severin este și județul tău, Bogdan. Material dur, rezistent în timp, necesar realizării creațiilor Muzeului de Sculptură Monumentală. Andezit, cretă, uraniu, ametist. Andezit. Andezit, răspuns corect. Sunt niște sculpturi în aer liber la intrarea în Caransebeș. Nu știu de când sunt acolo, că am stat o vreme pe acolo, în armată. Hai să vedem și întrebarea ta, Alin. Interpreta piesei Mama, doar Mama, compusă de Marius Țeicu, Alina Eremia, Silvia Dumitrescu, Sanda Lado și Corina Chiriac. Silvia Dumitrescu. Este răspunsul final? Da. Bine. Silvia Dumitrescu, culmea, ieri m-am întâlnit cu ea aici și am povestit despre începuturile ei și colaborarea cu un om pe care îl respect și pe care l-am cunoscut, Adrian Enescu. Corina Chiriac este răspunsul corect. Știi piesa? Da. Un pic așa, ca să-și dea seama despre ceva. Nu mi-am încălzit vocea. Nici eu. Mama, doar mama, fără a fi datoare, uită, nu, știe când ceva te doare. Mama, doar mama, uitând parcă de sine, ea trăiește doar prin tine. Fain. Mulțumim! Bună memorie, bună ureche muzicală. Mergem chiar la tine, dacă tot acum te-ai încălzit un pic pentru un răspuns. Sper. Cred că e suficient de încălzită vocea. Știi câți cântăreți nu se încălzesc înainte, pentru că nu au educația asta, înainte de a cânta? Că nu știu, că după aia îi lasă glasul și facem nodul, facem nu știu ce, vai, ce activitate intensă am. Dar problema e încălzirea, sau lipsa ei. Județ. Hunedoara, merg ca ieri. Iar ocolești Timișul, treaba ta. În țara Hațegului se află un parc recunoscut de UNESCO pentru ferigi, fosile de dinozauri, șerpi, boa sau animale acvatice? Presupun că fosile de dinozauri. Nu e suficient. Fosile de dinozauri. Nici acum nu e suficient. Răspuns final? Răspuns final. Acum e suficient. Este vorba despre un geoparc recunoscut de UNESCO, Geoparcul Dinozaurilor, răspuns corect. Și mergem acum la Bogdan să ne povestească despre viața lui. Mă numesc Bogdan Cheța, am 44 de ani, ardelean. De unde? Baia Mare, Maramureș. Și cum e pe acolo?
foarte frumos. Fain, nu? Chiar că. Dar orașele cum sunt? Sunt îngrijite? Sunt... Da, da. Serios? Baia Mare arată extraordinar de bine. Bravo. A fost recent și arată foarte frumos. Bravo. Și unde stai, de fapt? În Snagov. Iau zi, pardon. Sunt din Baia Mare, nu știu, e foarte frumos. Eu stau în Snagov. Da. Dar când ai venit? De mult, prin 2000. Prin 2000, de ce? Aici m-a adus traiectul profesional, să zic așa. Adică ce faci? Am absolvit științe economice. Mm-hmm. Și în prezent sunt director de achiziții și aprovizionare. Dacă a devenit serios, când a început companie... să vorbească de meserie, sunt director și și-a luat atitudinea de director, așa, continuă că nu vreau să te întrerup. La o companie foarte frumoasă, aha, care susține activitatea trei mari lanțuri de restaurante în România. Bravo, fain. În plan personal, ce să vă spun, am doi copii minunați, fanii emisiunii. Știi că se vede pe ochii tăi că ești un om împlinit? Mulțumesc. Ai o aură așa pozitivă, serios. Mulțumesc. Îmi place natura, îmi place să petrec timp în aer liber, iubesc România și am venit la concurs pentru că toți concurenții emană așa o atitudine pozitivă, încât m-am gândit că e o experiență agreabilă prin care vreau să trec și eu. Așa să fie. Sperăm să pleci de aici pentru tine cât mai târziu. Așa sper și eu. Mulțumesc. Și să rămâi cu aceeași părere. Dă-mi un județ acum ca să înaintăm puțin spre Bihor. Cimiș. Prin Cimiș. Hai să vedem. Județul Timiș are două stațiuni balneoclimaterice, Buzia și Băile, Bazna, Călacea, Săcelu sau Govora. Aș spune Călacea. Govora e în Vâlcea. Bazna parcă era prin Sibiu. Săcelu. Călacea, răspuns final. Călacea final. Da. Bine. Călacea e foarte bănățean cuvântul, mm-hmm, și numele localității. Răspuns corect. La 25 de km de Timișoara s-a făcut Băile, Călacea, le mai zic bănățenii. Mm-hmm. Și mergem, deși suntem în Caraș, mergem în Dolj. Frumos. La Alin. Gara din Oravița, cea mai veche de pe teritoriul românesc, a fost prima gară dotată cu lift pasaj, cu telefon fix, turn de control sau automat de bilete. Lift pasaj. Serios? Da. Ia uzi. Răspuns corect, bravo domnule. Un lift pentru manipularea mărfurilor. Era o diferență de nivel între peron și nivelul străzii. Bun. Acum, o luăm de la capăt. Zi-mi un județ. Alba. Alba. Când eram ca să-mi petrec, mi-a venit ordin să plec. Da. Ionuț Fulea, zice așa. În cântec de leagăn, de jale, de cătănie, de primăvară. De cătănie. Nu era cioban și vorbește de transumanță? Nu, nu. Ordin de la împărăție. Aha, aha. Răspuns corect, de cătănie. Și ne ducem la Bogdan. Arad. Arad. Născut în 1962, Stefan Walter Hell a primit în 2014 premiul Nobel pentru literatură, fizică, chimie sau medicină? Apelez la varianta întreabă un prieten și o să-l sunăm pe Iulian. Iulian, un prieten de-al tău? Da. Hai să-l sunăm pe Iulian să vedem ce ne zice el. Salut, Iulian! Virgilianțu de la Câștigă România sunt. Bună, Virgil! Salut! Ce, te-am surprins, a? Așa, așa, așa. Sau erai surprins și am continuat surprinderea ta. Fii atent! Eu sunt alături de Bogdan și încă doi concurenți, dar Bogdan e la rând și are nevoie de ajutor la o întrebare. Ești dispus să-l ajut sau vrei să închizi? L-ajut, nu să-l ajut. Dacă bine, știu, mare dacă drag. Știi. Dacă nu știi, îl poți încurca, de exemplu. Nu, nu. Ba da, crede-mă.
Bun, hai să vedem, eu o să-ți citesc întrebarea și variantele de răspuns. Tu ai doar 10 secunde pentru a răspunde. Așadar, okay, fii foarte atent la tot ce auzi în întrebare și la variante. Da? Da. Fii atent la întrebare. Născut în 1962, Stefan Walter Hell a primit în 2014 premiul Nobel pentru literatură, fizică, chimie sau medicină? În păcate nu știu. N-am nici mai cea mai vagă idee. Mulțumim oricum de încercare. Ceau! Plezneală 100%, aleg chimie. Chimie? Da. Bine. Nu ai auzit de dezvoltarea microscopiei fluorescente cu super rezoluție? Nu ai auzit? Mă gândeam deja la județul Hunedoara, de când am văzut întrebare. Chimie, răspuns corect, domnule! Bravo! Hai, nimerit-o, ai intuit-o bine, n-ai nimerit-o, că n-ai dat cu banul. Hai să vedem, Alin. În Timiș. Stai-mă puțin, nu, dacă tot am zis că ești din Dolj, zine, ce-i cu tine? Sunt absolvent al Academiei de Poliție Alexandru Iancuza din Capitală, promoția 2020. Și asta bunul, e serios, ia, zi. Bunul Dumnezeu m-a adus să lucrez în Banatul de Munce, la Oravița, acolo am lucrat timp de 2 ani, nu m-am regăsit profesional, eram nefericit în sufletul meu. Dar și locul fain. Da, au fost foarte fain în Banat, ca de obicei. Și am zis, trebuie să încerc să-mi trăiesc visul, să lucrez în domeniul artelor culinare și să ajung un șef faimos. Asta am doresc de 10 ani, de când a apărut la un alt post de televiziune, a apărut o faimoasă emisiune culinară. Da, da, o să-ți spun și ție, cum le spuneam când eram în juriul la Megastar, celor care veneau să cânte acolo și să câștige concursuri. Concursurile pe care le vedeți sunt doar niște emisiuni TV. Vă ajută, poate, pe moment, la câștigarea unei notorietăți, dar este strict de moment. După ce se încheie acel concurs, acea emisiune, trebuie, da, totul se șterge în memoria publicului și va trebui să munciți și să vă folosiți de această oportunitate, să o respectați. Dacă tot ați ajuns să vă vadă lumea, să vă știe cât de cât, trebuie să munciți enorm. Nu e suficient să fii, da, de notorietate, nu e suficient să fii cunoscut dacă tu nu ai o bază. Cum se întâmplă, de fapt, în online, toți au păreri fără să aibă o bază, o pregătire în vreun domeniu. Așa că, ține cont, nu e suficient. Emisiunea e o emisiune, strict o emisiune. Da, mulțumesc. Și ce faci în sensul ăsta? Adică... La Craiova fac cursuri de calificare de bucătar. Păi, asta e. Studiez și limba poloneză la universitate. Poloneză? Da, din pasiune. Că eu am învățat italiana și spaniola, le-am învățat singur și știam latina, engleza și cu franceza din școală. Latina veche sau aia mai nouă? Latina, nu cea vulgară, latina clasică, literară. Aha. Dar ce-ți veni cu atâtea limbi străine, pe bune? Sincer, Virgilie, o pasiune. A fost cumva, da, și la mine în familie. Sora mea a absolvit o clasă de limba franceză și mereu am fost pasionat și am zis eu nu mă las la Oana, la sora mea. Latina, să zicem că e frumos să știi latină, mai vii cu un proverb, mai vii, da, cu o vorbă înțeleaptă, dar... Poloneza, de ce ai vrut să o înveți? Pentru că este un parteneriat acolo între armata poloneză și România, noi fiind parteneri în NATO și se fac cursuri gratuite, se fac de cursuri limba poloneză și oportunitate. Orice limbă în plus poate să fie un avantaj. Știi că se poate studia și mandarina dacă vrei gratuit, nu vrei? Niciodată nu-i prea târziu, sunt încă tânăr. Bravo! O să râs că e o limbă de viitor. Da, bun. Frumos, foarte frumos. Succes în ce vrei să faci. Și care ar fi finalitatea? Tu vrei să devii un bucătar, șef, da, meseriaș. Da? Da, foarte bun. Da, asta îmi doresc. Bravo. Așa să fie. Dă-mi un județ. Timiș. Un spectaculos drum a fost inaugurat în anul 2019 în comuna timișeană Tomești. Na, să te văd. Transbucegi, Transluncani, Transalpina, Transrarău. Transluncani, zice. Așa este, răspuns corect. Dintre toate, normal, e singura care putea reprezenta un răspuns corect și ne ducem în Bihor, unde este Luța, cum a făcut și ediția trecută. Îmi va da un răspuns. Doamne.
singurul pârâu termal din țară. Apa s-a umplea șanțurile de apărare ale cetății Oradea. Felix, Crișul Călduț, Peța, Pârâul Rece. Umplea șanțurile. Dacă sunt băile Felix de lângă Oradea, așa aș zice și eu, Felix. Că nu am informații despre celălalt, despre Peța. Care e răspunsul tău? Felix. Bine. Ia să te văd, Alin. Eu aș zice Peța, dar nu sunt sigur. Peța este răspunsul corect. Bravo, Alin. Așa că amânăm. Amânăm. Trecut în runda a doua, să vedem dacă îl amână și Bogdan. Tot din Bihor vine întrebarea ta. În defileul Crișul Repede, turiștii pot descoperi peștera și Podgoria, Cascada, Delta sau insula Vadu Crișului. Cascada. Răspuns final? Da. Bine. Bogdan, ești în runda a doua. Felicitări! Da. Alin, e rândul tău să-mi dai un răspuns din județul? Arad. Arad. În 1957 este nominalizat la Cannes filmul lui Victor Iliu, după novela lui Slavici, Limir împărat, Moara cu noroc, Gura satului sau Popa Tanda. Moara cu noroc. Moara cu noroc, răspuns corect. Ne întoarcem în Bihor. Palat cu 100 de camere și 365 de ferestre, construit la Oradea în secolul XVIII. Palatul baroc, Apollo, Bruckenthal sau Neumann? Apelez la varianta întreabă un prieten. Atât de rapid? Bine, apelăm la această variantă. Pe cine vrei să întrebăm? Marian Augustin Ioan. Marian Augustin Ioan. Ioan este un prieten, o cunoștință? Prietenul meu, nu? Da. Că m-am mai avut surpriză să fie fiul, să-mi zic că știu de 40 de ani, un domn. Nu. De 40 de ani, vă știți ce? Și zic, știm, domnule, deci știm cu tot respectul, zice, era fisul. Se pare că nu este... Vă mai vorbiți în ultima vreme? Că nu prea ne vorbim, dar probabil la curs. Da. Hai să mai încercăm o dată să-l deranjăm. Sau vrei alt număr? Nu. Doar el poate să-mi dea răspunsul. Pe el îl sunăm. Era urgent, dar dacă nu puteți vorbi, Virgilianțu de la Câștigă România, vă las atunci, aveam nevoie de ajutor pentru steluța. Aușa. Bună ziua. Bun, ok, scuze că deranjăm. O să citesc o întrebare, suntem în județul Bihor, cu variante de răspuns, 10 secunde pentru ajutor, da? Ok? Da. Hai rapid. Palat cu 100 de camere și 365 de ferestre construit la Oradea în secolul XVIII. Palatul baroc, Apollo, Bruckenthal sau Neumann? Construit la Oradea. Dacă mă întrebați deja, Bruckenthal nu e sigur că e în altă parte. Celălalt care era? Nu. Baroc, Apollo, Bruckenthal sau Neumann? Construit în secolul XVIII. Baroc. Este răspunsul final? Da. Bine. Te bucuri, Alin? Nu știu, aș fi dat Neumann, nu sunt sigur dacă e bine. Și eu m-am gândit și la Neumann, dar nu... Neumann este în județul Arad, adică chiar în Arad. Și... Baroc, răspuns corect! Doamne, m-ai speriat. Ai ajuns la destinație. Secolul 17, adică secolul 18, 1700 și... Da. Bun. Să vedem ce face Alin. Alin. Cele trei râuri izvorâte din Apuseni se numesc din antichitate Crisus în greacă, un metal rar. Argint, titan, aur sau crom? O să zic crom. Crom? Da.
Este răspunsul final? Da. Bine. Ce vrei să zici? Presupun că Titan. Vine din grecescul Crisos. Este o legendă cu trei frați care au pornit să caute în nici într-un caz crom, ci aur. Oh. Aur este răspunsul corect. Și ce formulă frumoasă avem? Aveam trei concurenți cu care îți face plăcere să stai și de povești și la întrebări. Îmi pare foarte rău că pleci, Alin. A, poate că altă ocazie. Păi sper. Câți ani ai tu? 25. Bine, ne vedem la 25 și jumătate. Bine? Da, da. Bine, ok. Dar te felicit pentru parcursul tău, pentru că ai venit aici la Câștigă România. A ținut de o singură întrebare. Să asta e, norocul face parte din joc. Da, din concurs chiar. Da. Bun, hai să-ți adresez o întrebare pentru carte, pentru 200 de lei, întrebarea Câștigă România. Minciuna care poate salva o viață de om e mai prețioasă decât toate adevărurile. Scria în Pădurea Spânzuraților Liviu Rebreanu. Vedeți ce băiat? Mihai Eminescu sau Geo Bogza sau Ion Pribeagu, Liviu Rebreanu. Felicitări. Mulțumesc. Și succes în tot ce faci și te rog să revii la Câștigă România. Mulțumesc frumos. Mulțumim tare. Uite, primești și marea enciclopedie ilustrată. Domnule, ceau, Virgil. Chiar mi-a fost. Emisiune faină. Ceau, mersi. O experiență unică, recomand tuturor să vină, indiferent de vârstă, tineri, bătrâni, să-și încerce norocul și acesta face parte din joc. Nu în fiecare zi ai șansa să apari la TVR1 și să te întâlnești cu Virgil Ianțu, pe care îmi doream să-l întâlnesc din copilărie. Acum, mult succes mai departe Steluței și lui Bogdan, doi oameni foarte inteligenți, foarte bine pregătiți, care au dat dovadă în platou de ce sunt în stare. Și tot binele din lume echipei și lui Virgil, să aibă o zi faină. Cum a sunat salutul de final? Ciao. Italia, emisiune faină, clar de la noi. Și am zis merci. Am binat toate zonele. Steluța, tu ce ai deja bagajele cumva? Umblai în poșetuță să-ți aranjezi lucrurile, să poți pleca la drum, îți deschideai telefonul, te uitai pe mesaje, cumva. Da. Dar ești în runda a doua, alături de Bogdan. Felicitări, Bogdan. Mulțumesc. Ai mers fără greșeală, din ce mi-amintesc, nu? Bravo. Aveți ceva de comentat? Nu vă place ceva? E prea cald, prea frig, prea sete, prea... Nu? Nu. Nu? Bine. Așteptăm întrebări. Așteptăm întrebări. Bine, începem runda a doua la Câștigă România alături de Steluța și Bogdan. Va veni cu Steluța și Bogdan, randevul la Tele 7. Hai să vedem întrebările. Harta mai întâi. Bogdan, ești avantajat. Tulcea. Pleci din Tulcea. Hai să vedem încotro va trebui să ajungi și de unde pleacă steluța noastră. Statul Mare, într-adevăr. No, drum bun. Haholi este denumirea dată în delta populației de origine ucraineană, turcă, rusă sau jamaicană. Turcă. Turcă este răspunsul tău final. Da. Bine. Ucraineană. Ucraineană, zice Steluța. Nu-i nimic, mergem în Satul Mare. Să nu uiți de varianta ajutătoare, scoate-mă din județ. Da. Simbol al reședinței de județ, turn ridicat între 1903-1904, cu înălțimea de 47 de metri. Turnul Chindiei, turnul Sfatului, turnul Pompierilor, turnul Eiffel. Turnul Pompierilor. Turnul Pompierilor este răspunsul tău final sau da, ne mai gândim? Acesta e în mintea mea acum. Răspuns final? Da. Bine. De ce n-ai spus turnul Sfatului?
E pe undeva prin centru țării. Răspuns corect, turnul pompierilor. Județul următor. Pentru, de ce te uiți? Pentru mine? Da, 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 iartă-mă că scuze. Te deranjezi. Maramureș. Maramureș. Folosim varianta ajutătoare, Bogdan? Nu încă. Încă nu? Nu. Bine. Căpetenia religioasă a unei comunități musulmane. Dă sfaturi legate de cultul islamic. Muftiu. Muftiu, mușteriu, bulibaș, agă, muftiu. Răspuns corect. Bravo, domnule. Dă-mi acum un județ. Brăila. Brăila. Din Maramureș plecăm, vedem încotro, după ce aflăm răspunsul tău la această întrebare, Steluța, dacă în vârful copacului cu oale este una roșie, atunci familia respectivă are o fată de măritat, un olar, un automobil roșu, o situație materială bună. Cred că este o fată de măritat. Anunță că în acea familie există o fată de măritat. Final? Da. Așa este, răspuns corect. Pentru fata următoare, de măritat din aceeași familie, se schimbă culoarea oalei. Deci trebuie interesantă tradiție, adică da. Ce... Da, frumos. Județ. Suceava. Suceava. Tu din Brăila urmează să urci pe cealaltă parte. Deja traseul este cam stabilit. Disciplină sportivă a Dianei Mocanu. Natație. Dublă campioană la Jocurile Olimpice de la Sydney 2000. Natație, aerobic, gimnastică ritmică, canotaj. Diana Mocanu, natație. Răspuns corect. Și încă apar talente fantastice la noi în natație. Asta pentru că și sistemul susține sportul în România prin investiții în săli de sport, în bazine, în terenuri. Sportul în școli este foarte prezent, copiii fac mișcare, au foarte multe ore de sport și se fac foarte serios. Au campionate interne, campionate interșcoli. Au totul pus la dispoziție față de alte țări care câștigă total întâmplător medalii de aur. Da. Buzău. Buzău. Mergem în Suceava și aflăm de acolo că boieri de rang înalt, care organiza audiențele la domnitor și îngrijea dormitorul acestuia, ar fi clucerul, paharnicul, postelnicul sau pristolnicul. Clucerul. E sigură? Nu sunt sigură, dar așa zic. Bine. Postelnicul. Postelnicul. Postelnicul este răspunsul corect. Rămâi deocamdată în Suceava din Buzău. Vine întrebarea următoare exact pentru Bogdan. Hai să vedem întrebarea din Buzău. Protagoniștii filmului Declarație de Dragoste sunt Adrian Teodora Mareș. Adrian Păduraru și Teodora Trandafir Tompea Niculescu Mareș. Răspuns corect. Teodora Mareș. Brașov. Am văzut o fotografie recentă și arată aproape ca în tinerețe. Foarte bine. Bun, să mergem în Suceava. Huțanii reprezintă un mic grup etnic din Bucovina care a emigrat în secolul 18 din Dobrogea, Galiția, Italia sau Crimea? Galiția. Galiția, spui tu? Final? Da. Bine. Galiția este o regiune la nord de Bucovina, împărțită între Rusia, Polonia și Ucraina. Da. Au venit în Bucovina huțanii sau huțulii. Da. În Bucovina și nordul Maramureșului din Galiția. Au fost presiuni de a trece la catolicism, ei fiind ortodoxi. Ortodoxi. Așa este.
sunt considerați urmași ai dacilor slavizați. Foarte da. Interesant istoria lor. Răspuns corect, Galiția. Iași. Și uite, așa mă minunesc cum știu concurenții care vin aici atâtea detalii despre istoria da. României. Este fantastic. Am învățat o grămadă de lucruri este urmărind emisiunile. Brașov, ce facem aici? Bogdan. Teatrul din Brașov a luat în 1994 numele regizorului care i-a fost Sică director. Sică Alexandrescu. Cine? Sică Alexandrescu. Radu Stanca, Sică Alexandrescu, Arlechino, Marin Sorescu. Răspuns corect, Sică Alexandrescu. Bravo. Marin Sorescu? Craiova. Teatrul din Craiova, așa e. Îți place teatrul? Nu prea. De adică ce? Îmi place, dar nu e unul din punctele mele tare. Aha, adică nu prea ai mers la teatru. Am fost într-o perioadă, în perioada în care am fost director la Craiova, mergeam la, foarte des la teatru și cam atât. Da, ar trebui să mergem mai des la teatru, că e cam foarte da. Frumoasă ieșirea, cu tot ritualul de mers la teatru, cu emoția pe care o capeți înainte de a intra în scenă, pe care o oferi mai departe actorilor și ei înapoi. Da. Foarte frumos. Județul următor. Mureș. Mureș. Bun, blocăm Mureșul și plecăm din Iași, dacă știm răspunsul. Hai să vedem, Steluța, ce găsim aici? Găsim o întrebare despre Gavril Muzicescu, care a fost la Iași director al Tribunalului, Muzeului Tehnicii, Planetariului sau Conservatorului? Conservatorului. Da, este un om care merge la concerte, Steluța, ascultă. Merg. Păi vezi? De-aia știi. Răspuns corect, Conservatorului. După Conservator și Gavril Muzicescu, mergem în... Vaslui. Sunt curios ce întrebare vine de acolo, dar trebuie să amânăm acest moment pentru a merge la Bogdan. Bogdan! Festival Internațional de Film Alternative este specializat în documentar, film de scurt metraj, animație sau film pentru copii. Aș merge pe scurt metraj. Scurt metraj este răspunsul final? Da. Este răspunsul corect. Cluj, dacă asta e... Județul Cluj să vie, dar Steluța, să știi că nu prea e loc de greșeală, de altfel la niciunul dintre voi doi, că atunci se clarifică și mai bine cine ce și cum. Mândra Bârlad, succesoarea întreprinderii înființate de Malaxa în 1911, a produs zahăr, ulei vegetal, paste făinoase sau rulmenți. Na. Merg pe rulmenți. Este răspunsul final? Da. Bine. Tu, Bogdan, ce ai fi răspuns? Nu știu. Nu este zahăr, nici paste făinoase, nici rulmenți. Ulei vegetal este răspunsul corect. Asta e. Stăm pe loc și ne ducem în Cluj. Bogdan, ar trebui să profiți de acest moment. Pădure de la marginea Clujului, celebră pentru arborii contorsionați și tulpinile împletite. Fermecată, letea, Hoia Baciu, pârâul rece. Răspuns corect, Hoia Baciu. Și mergem în județul... Sălaj. Sălaj și apoi Satu Mare Automat, dacă vedem până atunci, trebuie să trecem prin Vaslui. Scoate-mă din județ, te rog frumos. Da, hai, uite că-ți băia drăguț. Hai să vedem, să te scot din județ. Dar spune-mi, te rog, apar după ploaie și sunt o delicatesă culinară. Râmele, poate la o emisiune de vai de noi, melcii, amfibienii cu coadă sau boii de baltă? Melcii. Melcii, răspuns corect. Ai ieșit din județul Vaslui și te duci în județul... Galați. Galați. Asta este o rundă exemplu. Amândoi concurenții sunt la final, înaintea ultimei întrebări. Acu-i acu.
Ești în Sălaj. Să vedem întrebarea ta. O comună sălăjeană și al doilea râu ca importanță din județ poartă acest nume. Crasna. Târnava, Teleajen, Crasna sau Trascău. Sigur e Crasna? Răspuns pe care l-am. Răspuns final și corect. Crasna. Mergem în Galați. Ești obligat să-mi dai un răspuns corect. Ai văzut cum se comportă domnul Bogdan. Dă răspunsul înainte să citesc eu întrebarea. Nu stă pe gânduri. Așa că e foarte hotărât. Regizor, instrumentist, textier sau actor? Compozitor consacrat. Temistocle da, Popa știu, nu a fost. Regizor. Este răspunsul final? Da. Bine. Actor? Nu. Temistocle Popa, actor? L-am văzut într-o filmare și de aceea m-am în gândit. În ce filmare l-ai văzut? Filmări? Bine, o filmare nu era neapărat actor, iar apărea în filmare. În filmare? Dar ce tip de filmare? Că și eu apar da, în filmări, da, dar nu sunt actor. Da, cred că da. Cred că am greșit. Astă seară, dar sunt în familie, este unul dintre filmele în care apare. A fost și actor. Da? Regizor, răspuns corect! Deci acolo nu mi-aduc aminte să-l fi văzut, dar l-am a văzut jucat în câteva filme, a avut câteva apariții în da. Câteva filme și scenete la un moment dat. Da. Da. Na-a-cu-i-a-cu. Sătmaru. Satul Mare este județul tău, Bogdan. Un răspuns corect te face câștigător. Și fără milă o trimiți pe Steluța acasă. Supranumit paradisul pescarilor. Cel mai întins ca suprafață lac din județ este Călimănești, Călinești, Bolboci, Baikal. Logic. Repetă răspunsul. Călinești, Oaș. Steluța. Asta e. Păi nu asta e, vii, câștigi o ediție și zici asta e. Știi ce greu e să câștigi o ediție? Habar n-ai. Știu, dar dacă am avut și greșel, ce să fac? Răspuns corect, Călinești, și Bogdan câștigă ediția de astăzi. Câștigă România! Felicitări! Steluța, tu ai câștigat o ediție. Da. Și foarte frumos. Și elevii tăi sunt foarte mândri de tine, să știi. Îi simt așa fericiți. Un pic acum ați spus, comentează, de ce? Că trebuia să mai stea, că nu știu ce. Ai fost foarte, foarte drăguț, o prezență foarte plăcută. Hai să vedem o întrebare, câștigă România. Iei și cartea cu tine. Da. Să le arăți la școală copiilor. Dacă se discute politică, nu zici nici da, nici nu. Fii ambigu. Aflăm din ecranizarea singurului roman al lui Băieșu, regizat de Lucian Pintilie în 92. Balanța, Livada cu vișini, după dealuri, două lozuri. Balanța. Răspunsul tău este corect, dar hai să vedem o secvență, ia. Ho. Dacă se discută politică, nu zi nici da, nici nu, fii ambigu. Vezi tu de potroacele alea. Din ăsta avea și Dumnezeu părinte, a? Din ăsta, dar nu mai am decât o damigeană. Dom'le, doctor, îmi luați o tărie în deschidere. După câte văd, nu o duceți tocmai rău. Deocamdată, mai avem. Dom'le, doctor, românul i-a dat de măsa. Se plânge toată ziua când n-are de linjune, dar să descurcă. Vorba lui tata Dumnezeu să-i ierte. De bine, de rău, o ducem bine. Câte vreme va mai exista trănime în țara asta, o să ne descurcăm. Întrebarea e ceva ce gând n-o mai fi. Ia uite cum o dă pe politică, vezi? Ce poftă mi-a făcut de vinul ăla de țară, s-a turnat da. În neștire așa, în carafele alea. Doamne, dar ce actori! Răzvan Vasilescu, Dorel Vișan, Mariana Mihuț, Victor Rebenciuc. Florin Călinescu. Maia e în stânga, parcă? Da. Da? Maia. Morgan Maia, Stein. Da. Cu spatele nu știu exact cine mai e. Nici. Da, frumos. Frumos. Bun, 3800 ai câștigat data trecută, da. Plus 400, 4200 de lei și o carte frumoasă din care poți să le citești. Foarte bună. Marea enciclopedie ilustrată. Scuze. Ne-am înscrut bine, să da, mulțumesc. Ne-a părut bine. Succes în tot ce faci. Nu mai pot reveni.
Da, și mie. Sănătate. Salut, Una. Nu mai pot reveni la acest concurs, dar poate va fi un alt concurs tot de gen ca să pot să mai vin. Sunt fan al concursurilor, în general, concursurilor de cultură generală și felicitări echipei și le mulțumesc frumos pentru tot ce au făcut. Bogdan Cheța, câștigătorul nostru de astăzi, știi că e nume de actor? Cheța. Un actor de film, îl vedeam în scenete, teatru, personaj. Domnule, cum a fost ediția? Foarte grea mi s-a părut. Serios? Din ce punct de vedere? Trec greu întrebările. Întotdeauna mi s-a părut că întrebările concurenților sunt... Asta e impresia tuturor. Aveam senzația că la fiecare scoate-mă din județ. Da. Da. Și recunosc că m-am descurajat un pic la început, după ce am dat-o iarăși cu Ucraina și am fost nevoit să aleg traseul mai lung. Da. Ca norocul, restul întrebărilor au... Au mers șnor. Da. Am văzut. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Începem această rundă a treia și vedem de unde. Și din cu ce bani? Inimă. Inimă. Din inima mea, din Maramureș. Hai să începem runda a treia la Câștigă România. Vedem harta. Să încercăm să dublăm suma. Până în acest moment ai 1200 de lei adunați în cele două runde. Din Brașov sau Sibiu? Maramureș. A, din inima, mea, da, inima spus. Ta. A mea. Da, exact. Bun, plecăm din Maramureș. Avem 3 minute, nu ne grăbim la primele 6 întrebări. Plecăm acum. Etnici germani din Slovacia de azi, colonizați în Vișeu de sus la țipțări, sfârșitul... Țipțări, sălaj. Ștefan Birtalan a fost golgheterul Jocurilor Olimpice de la Montreal în 1900. Handball Cluj. La Handball Cluj. Zici că e George. Stațiunea climaterică de interes local situată la altitudinea de 1000 de metri în comuna Râșca. Fântânele. Corect. Mureș. Mergem în Mureș. Cel mai cunoscut lac din stațiunea Sovata este Ursu. Lacul Ursu, răspuns corect, Harghita. Sărat și helioterm. Harghita. Cu media multianuală de numai 5,8 grade Celsius, este considerat unul din polii frigului din România. Miercurea Ciuc. Corect, județ. Covasna. Buvetele din stațiunea Biborțeni sunt locuri unde oamenii beau apă. Răspuns corect și ai dublat suma. Excelent. Bravo, domnule. Asta înseamnă că mai punem la 1200, 600, 1800 ori 2 înseamnă 3600 de euro, era să zic, de lei într-o singură ediție, dar poți ajunge foarte ușor la suma de 3800 de euro. Văd că funcționezi sub presiune, funcționezi foarte bine, probabil prin prisma pregătirii, a meseriei, nu știu exact, dar ai avut o evoluție foarte bună. Mulțumesc. Felicitări, îmi place stilul tău, îmi place că îți exprimi și sentimentele, ești liber, te simți bine aici și noi alături de tine. Îți doresc o experiență cât mai lungă aici. Bogdan Cheța încheie această rundă foarte frumos, a dublat suma, iar data viitoare vom vedea ce o face și cu cine se va alătura. Până atunci, Instagram, Facebook, concursuri, ce mai avem? Avem TikTok, bineînțeles, și nu uitați de contul de YouTube, unde puteți revedea această ediție sau altele din trecut, din viitor mai greu. Așadar, până data viitoare, puneți mâna pe carte, că nu zică. Somn liniștit. Ciao. Mâine la Câștigă România. Și o pisică. Dar nu vorbim despre aceeași, adică e
ai o parteneră, o viitoare, cine știe. El înțeleg pe bine. Mă rog, nu discutăm aspectele astea. Dă-o seama cu noastră. Cum mi-a dat-o asta? E ca o smântână groasă. E foarte bună la ficat, la colesterol, la astea, da. Ți le crește pe toate. Câștigi tu, câștigă România.